Doi, doar un gând
lângă voi. Până cum și până unde se întâlnește stea cu stea, un bilet de trei ascunde fiecare palma sa. Până cum și până unde se întâlnește stea cu stea. De speranță și noroc, doar mira să ne învețe cât în suflet mai deloc. De aveți o sărbătoare într-o zi de anotimp, luminați în zori o floare și nu-mi dați nimic în schimb. Până când și până unde se întâlnește stea cu stea, un bilet de tren ascunde fiecare palma sa. Până când și până unde se întâlnește stea cu stea, țara noastră, țara nu pleacă, țara noastră, țara nu pleacă.
poate sexul slab și frumos nu-și găsește o reprezentare suficientă, exceptând pe Sfânta Ștefă Ducanu și Mihaela Cherești. Deci, în toată lista, și lista, îi mulțumesc că prietenul meu, domnul Furtună, care mi-a furnizat o listă completă cu majoritatea epigramiștilor din Brăila, într-adevăr, în listă se regăsesc numai două nume de femei. Și păcat că Mihaela nu mai vine la cenacru foarte talentată. N-am cunoscut-o și mi-a făcut plăcerea. Asta e, fiecare alege. Da. Prefațatorul volumului ce prezentăm, Laurențiu Ghiță, redactor șef la Epigrama, ferindu-se a cădea în misoginist, afirmă: din Brăila de pe malul Dunării avem parte de o voce sensibilă în corul epigramiștilor aparținând firește, și am subliniat firește, unei epigramiste, la pagina 7. Iar mai jos cităm: epigrama este scrisă și de doamne, și după cum veți vedea în pagina următoare ale acestei cărți, chiar bine, ceea ce și pe dumneavoastră vă incit să procurați cartea și să citiți aceste epigrame. Nu spunem vorbe mari când afirmăm că epigrama, după cum poate, așa, după Carton, poate aluneca ușor spre Madrigal. În ce o privește pe Stelă, o face cu intenție. De la pagina 80 încolo, găsim catrene cu dedicație, unele după structura umoristică a epigramei, altele Madrigal. Domnule Arge Secară, critic literat, Nerul Iubat Fratelis, Vencinul Matei, Asineta Grămadă, Răducanu, Tora Alfarei, Ionuț Grămadă și Mată, cumnat, Andreea Fică, și este prezentă, și Andreea Fică. Așa, Mihai Răducan, tată, lista poate continua. Rămâne ca dumneavoastră, după lectura volumului, s-a adăugat și celelalte nume din garantia de rude, apropiați, cunoștințe, prieteni. Un aspect demn de semnalat este generozitatea, dărnicia, altruismul epigramiștilor. Nu este prilej lansare de carte, vernisaj de expoziționat, concert, altele asemenea, ca scriitorii prezenți să nu fie loviți ad hoc de duhul inspirației și pe genunchi, pe frițuși de hârtie, șervețele, etc. Hârtie igienică, etc. Da, și hârtie igienică, în locul de am tăiat de aici, că am zis hârtie igienică nefolosită și am tăiat. O parte. Da, da, am tăiat. Așa. Să nu aștearnă catrene ocazionale. Multe dintre acestea se pierd în anonimat, dispar ca efemeride, după ce au reușit să smulgă zâmbete, câte dintre aceste creații atinse de aripa geniului literar nu-și pot găsi locul în volume tipărite. Câte frumusețe estetice sunt spulberate ca floarea de copădie în neuitarea timpului. Fac în umor încă un pas, cu limbă de moarte în glas. Doar cărți de comandă să-mi dea, cu lacrimi să râdeți, aș vrea. Pagina 3. Două vorbe despre coperta volumului. O facem acum, deoarece se potrivește cu dorința Stelei. Cum scrie? Cu lacrimi să râdeți. Ei bine, Mihai Vinti, la autorul grafice de copertă, sugerează lacrimile de râs de pe fiecare literă de culoare roșie. Să fie acestea și o reflectare a zicerii lui Laurențiu Ghiță: treceri grele printr-o viață cu care s-a luptat și se luptă în continuare. Facem așa. Ce mai... Ca să nu fiți niște, ca să nu fiți niște, voi respingeți către ziua.
ai motive serioase. Pentru cine vrea să studieze, avem o expoziție superbă de costume populare, toate, cu atunci. Doamna profesoară Liliana Toma, mulțumim că sunteți alături de noi, nu mai așteptăm și altă dată și poate. Mulțumesc pentru grave. Doar ce am fost sâmbăta trecută. Da. Acum ce să zic, după ce a vorbit Jenică Chiria și a spus multe, hai să nu zic chiar totul, e revanșa lui că data la precedenta lansare a vorbit ultimul, după cum a zis, și ce să mai spui după ce vorbesc atâția înaintea ta? Măcar acum privilegiul meu este că sunt a doua. Încerc să nu spun, să nu repet ce a spus deja, ca să nu plictisim audiența. Epigrama este o domnișoară foarte mofturoasă, foarte năzuroasă. Dacă nu-i dai ce trebuie, te face de trei parate. Adică are niște termene, are niște termeni pe care trebuie neapărat să-i respecti. Are un anume statut. O fie mică subțirică, de numai patru versuri, de numai patru, un catren, dar e tare grafic. Înțeapă și înțeapă bine atunci când este bine făcută. Și înțeapă fix acolo unde trebuie și cum trebuie și cu ce arme trebuie. Nici o armată din lume nu are armele pe care le are Epigrama. Cineva, cineva foarte cunoscut de foarte multă lume, domnul Hangan, epigramist de mare, Alexandru Hangan, zice, hai să te învăț să faci și epigramă. Zic, mulțumesc, pardon, nu. Eu scriu altceva, nu pot, nu fac, nu mă pricep, n-am corp de balet, nu fac balet, e clar. Nu mă bag. De aceea admir epigramiștii. Indiferent că sunt mai de demult, mai de acum un secol, mai de acum trei secole, sau aceștia de acum prezenți, ei au un singur rol. Să ne punem în față lucruri pe care de altfel noi le vedem, le știm, defecte omenești cu o sintagmă, și în câteva cuvinte să ne facă să pricepem ceea ce vedem, dar nu toți reușim să sintetizăm atât de bine. Să spunem lucrurilor pe nume. O singură remarcă. Epigrama înțeapă, dar nu mai șficriește, ironizează, dar nu mai defectele morale, niciodată pe cele fizice. Pentru că nu e vina nimănui că se naște șchiop, orb, că are un ochi verde, un albastru și mai știu eu ce. Deci doar aceste. Întotdeauna când citim o epigramă, ați văzut, ea este mică, subțirică, dar uneori are un titlu mai lung. Acolo, de fapt, este tema. În titlu se anunță întotdeauna tema epigramei. Unui cioflingar. Vă este cunoscut cuvântul? Cine îl folosește? Cine l-a folosit întâi? Florin Piersic. Unui nu știu ce, unui, da, întotdeauna este cu adresare. Și noi știm din start cui se adresează, despre ce vorbește. Are o temă pe care o dezvoltă, atinge un anume punct de maximă intensitate și când crezi că ai priceput ce vrea să spună, vine lovitura finală. Adică vine toanta de final care s-ar putea să-ți întoarcă tot ce ai crezut până atunci, în cele câteva versuri. Este o măiestrie să poți să scrii epigramă, adică să spui non multa, sed mult. Adică să nu spui lucruri multe în cuvinte multe, ci să spui mult în foarte puține cuvinte. Ce rol are epigramă? Cred că s-a mai spus, a spus Jenică Chiria. Să îndrepte moralurile. De fapt, încă din antichitate exista și mai ales în comedia antică, se născuse ideea lui ridendo castigat mores. Adică, râzând, îndrepti moralurile. Prin râs, vedem un defect la ăla, poate se simte ăla și nu mai face ce făcea până acum. Mai este ceva. Să știți că și marii epigramiști, cred că pe unii dintre ei chiar i-a amintit, Jenică Chiria, dar vorbim despre Nigrin, vorbim despre Cincina Cravelescu, vorbim despre marii noștri epigramiști. Păstorel, mai zic. Au dat-o și ei în bară câteodată, în sensul că au vrut să scoată epigramă, dar au scos un simplu catren. Adică frumos, cu rimă, cu rim, cu măsură.
lipsa ceva, nu era epigramă. Nu simțeai fiorul ăla de intensitate, de maximă intensitate. Și o să vă dau doar un exemplu. Un exemplu semnând un catren, adică ceva banal, și o epigramă foarte suculentă. Catrenul zicea așa, era adresat unui șahist. Atât gândești la o mutare, până ce îmi crește părul mare, cât pe masă e necesară în loc de ceas, un calendar. Simplu, banal, adică ce îi spunea? Bă, nene, gândești cam încet, deja ești mai repede. Cealaltă, care aparține lui Cincinnat Paulescu, sper să nu mai șer, era adresată lui Caragiale. Știți, marii noștri scriitori au făcut și diverse munci. Au fost bibliotecari, au fost berari, adică au vândut bere, au fost de toate. Nena Iancu, Caragiale, îți dă berea cu măsură. Face și literatură, însă nu face parale. Și acum noi ne gândim, nu face parale din vânzarea berii? Sau l-a atins la coarda sensibilă? Literatura lui nu face parale. Iată diferența dintre un catren și o epigramă. Venind acum la ceea ce are Stela alunată aici, o pomoară adevărată în cartea asta, când m-a rugat să spun câteva cuvinte, a zis, poți să zici orice, fă-mă praf. A, dacă era cazul, da. Care era problema? Chiar dacă era ea, văduva Vespa, de-a fi făcută praf. Tocmai asta este, că nu este cazul și chiar avem aici o pomoară. De ce sunt bune epigramele Stelei? Pentru că ea este naturală. Dacă cei care o cunosc știu că la diverse întâlniri și nu doar pentru o carte, să zicem că mai selectezi, mai ajustezi, mai... Nu. Este spontană, imediat îi vine în minte, îi vin pe buze, cuvintele, imediat îți strântește câte ceva, de nici măcar nu te aștepți. Știi că este epigramistă, știi că poate să scoate așa ceva, dar nu te-ai aștepta să fie chiar atât de detăioasă, pentru că da, sub aparența ei fragilă, feminină, Stela știe să fie tăioasă. Nu știu cât se simt tăiați așa în carnerie, dar ea chiar face lucrul ăsta și îl face foarte bine. Pentru că s-au citit și se vor mai citi aici epigrame, deși aveam pregătite câteva, nu o să citesc acum, dar o să spun care și simțul acesta al autoironiei foarte respectat. Adică ea crede, se pune pe ea prima acolo și pe urmă vede și lovește ilimele de rigoare pe ceilalți. Are un umor fin, pentru că epigrama, fără umor, nu face nici ea parale prea multe. Are un umor fin, pentru că lovitura ei este ca la box. Știți cum e la box? Ești bătut, dar cu mănuși. Ai mănuși? Hai, să le vedem. Corect. Ai. Păi nici nu se putea altfel. Asta era. Asta era. Adunate aici, așa cum spunea și doamna Brândușa, Ilie, sunt nu doar epigrame, ci sunt și niște dueluri epigramatice, sunt și poezii de o factură chiar foarte frumoasă, chiar foarte, foarte interesantă. Semantice ale cuvintelor. Ambiguitatea, echivocurile. Da, să vedem una dintre ele. Uite, știi ce te rog pe tine să citești? Asta. Și să vezi de ce te rog pe tine. Chiar pe tine. Am înțeles, doamna profesoară. Nu franceză. În franceză vrei? Ei, n-am venit de acum la mine. Vai, ce rău e să fii bagă. Așa am zis și eu. Sunt un operar sau mai mare. Vai, am dat peste prezervative. Le folosești să-ți amăruți. Uite, în fine, aer intelectual. Tăcușul chelar. Vecinul. Pe la noi, când a venit, i-am citit o epigramă. El cu struguri m-a servit. Ori m-o fi crezut vreo poamă. Ați înțeles? Că verde-i
iarba pe colline și zilele nu s-au scurtat de tot. Și cineva cu un sac în spate vine de sus din munți ca de la un complot. Orul are încă dinți de noapte, albinele se îngreunează în zbor. Thank you.
adică ușurința de a folosi rima și ritmul,
precum și găsirea foantei adecvate, au dus-o pe Stella Șervolonica la un alt volum remarcabil, intitulat Tribunii Umorului, Brăila, editura Casei de Cultură, municipiului Brăila, 2019. Volum alcătuit împreună cu umoriștii versați ai momentului, de aici din Brăila, Mihai Fruză și Alexandru Hangar. Această carte, revenim la Văduva Veselă, Râmbicul Bâncea, editura Proscoala 2023, și tipărită sub egida Uniunii Epigramiștilor din România și a revistei Epigrama, deși nu își dorește să fie așa, este totuși un exemplu de cum ar trebui să fie apărată Epigrama. Știu cât talent are autoarea și mai știu și cât de mult își dorește să fie lăudată. Volumul îngrijit de la o regiță ar fi mult mai bun dacă Stella Șervolonica își impunea singură conținutul lui al volumului. După părerea mea, autoarea ar fi avut mai mult de câștigat dacă își folosea talentul, lăsând și alte teme mai importante, determinând-o pe autoare să nu mai fie atât de agresiv sexistă, după cum vrea să pară în fața cititorilor volumului ei. Trebuie știut că doar în opere complete îți poți permite să te repezi, așa încât duelurile din final cărții puteau lipsi, puteau fi editate, întrucât au mai fost publicate de 3 ori. În rest, constat că autoarea versifică cu aceeași ușurință și că sunt în mod în acest volum și epigrame pe care le-am citit sau auzit pentru prima dată, ceea ce pentru mine a constituit o reală satisfacție. Am ascultat cântarea sa. Vai, nicio notă nu greșește. Ce fine în pozile ciupește. Să mă ciupească cineva. Că reușesc să ajung în sfârșit la o lansare de carte semnată Stella Șervolonica, nu pentru că nu aș putea fi prezent, ci pentru că lansează extraordinar de rar. De fapt, e a doua carte. Resursele au fost în colaborare. Da. Din acest motiv, vă rog să observați pe coperta cărții că a apărut la editura Proșcoala, pentru că încă se duce la școală. Cei doi domni au făcut o greșeală foarte mare citind acest titlu Văduva Veselă, iar Nea Jenică a interpretat această, cum să-i spunem, arachidă, da? Ca fiind o albinuță. Într-adevăr, nu e așa. În primul rând, trebuie citit cu accentul corect și anume Văduva Veselă. pentru că astfel de apariții nu apar decât acolo unde văduva veselă stă foarte mult, adică în bucătărie. Și acum o să trec la ceea ce mi-am notat și o să apară aceste observații într-o revistă literară. Când apare, îți dau o revistă. Se cheamă mica mea prezentare La văduva veselă. Stella Șervolonica este o epigramistă brăileană, poate cea mai brăileană și mai epigramatică prezență de la cenacul Ștefan Tropcea. Pentru cei care nu o cunosc literar, putem afirma că este înaltă,
are picioare lungi, râde cu glas puternic, iar uneori mai scrie și publică epigrame. Acestea, din urmă, nu sunt importante decât dacă le spune ea. Acum, pentru că nu se poate abține, a adunat aceste creații împrăștiate, declamate, răsfirate, într-un volum numit sugestiv Văduva Veselă. Pentru ca tot poporul să știe că a rămas văduvă, deși și-a pierdut marea dragoste. Stella Șerbu-Răducan ne oferă o colecție de epigrame care ar putea face până și cel mai morocănos cititor să zâmbească. Și aici nu mă refer la domnul Furtună. Autoarea are darul de a surprinde, în versuri scurte și precise, adevăruri dureroase despre viață, pe care le împachetează într-un umor atât de șarmant, încât orice vânzătoare de la alimentar ar deveni invidioasă. Pentru savoare, voi reda câteva epigrame, unde ironia, subtilitatea, calaburul, jocul de situații sunt la ordinea zilei, sau mai bine spus, la dezordinea zilei. Și am aici, din testamentul unei curtezani. Dragii mei, când voi muri, să fiu arsă mi-aș dori de un fochist mai priceput, că și în viață mi-am plăcut. Bachică are una iară foarte interesantă. Vine tot nervos acasă, bate iar cu pumnul în masă, tot ce s-a întâmplat să știe și o susține cu tărie. Croitorul lăudăros le măsoară, le probează, le sucește, le curtează, câte un pupic le fure, oare este în măsură? Moșul de la scară. Fete bune și nebune, fustă scurtă și tupeu, sunt bătrân, am tensiune. Ce mi-au ridicat mereu? Taur. Decorul e particular și mi-e deja atât de bine când am 5 stele la pahar și una prinsă lângă mine. Exact. Ce mai trebuia să fac, mai trebuia să fac o mică observație înainte de a citi, și anume că atmosfera este plăcută și că astăzi, nu știu dacă ați realizat, chiar Stella trebuia să-și lanseze cartea pentru că este Black Friday. De asemenea, interiorul a fost făcut special pentru Stella, pentru că, așa cum observați, sunt numai cruci pe prezență. Și această casă, Alexiu, într-un fel, a devenit cavou. Da, Alexiu. Da. Fiind și Halloween. Deci atâtea întâmplări, plus că mai sunt și alegeri din America, adică nu mai știu. Vreți spune așa, Dumnezeu, da, ce pare. Acum mai departe. Alexandru Halgan și Mihai Frunză pot depune mărturie despre spontaneitatea și talentul Stelei, dar cum sunt oameni de bun simț, nu vor face asta decât în fața unei instanțe de judecare. Publizând pe lângă epigrame și câteva poezii umoristice, volumul Văduva Veselă ne-o arată pe Stella Șerbu-Răducan într-o mare formă, literar. Din când în când, scrisul este intersectat de câte o caricatură semnată de Costel Pătrășcan, cel mai epigramist dintre caricaturiștii români, la ora actuală, de vară, scriam eu că era vară când am scris asta. Pentru ora de iarnă, nu garantăm, mai ales că este brăilean și brăilean iarna nu plimbă barca. Prefața a fost scrisă de Laurențiu Ghiță, redactorul șef al revistei Epigrama, editată de Uniunea Epigramiștilor din România. Așa scrie și pe copertă, cu roșu, ca să vadă și să înțeleagă toți datoriștii. Mai trebuie să precizez că îmi dedic aceste rânduri, în special mie, pentru că, iată, cartea beneficiază de o copertă pe care am reușit-o la 7 ani încercare, plagind ideile autoare. Povestea nu s-ar fi sfârșit aici, dacă volumul ar fi avut mai multe pagini. Dar la doar 120, cu poze, colori, atenție, pentru cei mai intelectuali dintre noi, desigur, substanța ideilor s-a cam consumat, așa ca într-un an cu 13 zori. Vă mulțumesc și mult succes!
N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mândă de prieteni în asfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Chiar dacă lumea e un pic anormală, chiar dacă anii sunt rei, sau cine știe ce războinică ială, nu mai suportă chei. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieteni a simțit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Atâta ispită strălucitoare, atâtea valuri, atâta chin. Iar ai uitat că lumea-i făcută din foarte puțin. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieteni în asimțit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Degeaba adormi, degeaba tânjești, degeaba s-au poate în zadar. La urma urmei averea în tine, acolo ești, acolo ești miliardar. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de-ajuns o mână de prieteni asfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de-ajuns un cântec de-ajuns și puțin infinit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Aș mai vrea un soc de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea.
mai jos. Da, da. Dar o să insist. Nici nu credeam că mai sunt în stare să cânt după ce am trecut prin ce am trecut, dar uite că Dumnezeu e mare și ne ajută să ne ridicăm. Acum să schimbăm registrul. Da. Da. Registrarea este făcut live. Oh,
Măiastrei l-am petit cuvinte cu sensuri foarte diferite. Uneori, ca o felină, pare blândă și calină. Poate cu ea cu minte și care viarea scurcită. Ghișteață e și un pic zurlie, întocmai cum îmi place mie. Mă rog ca Domnul să o ție o viață în haz și veselie. Atâți oameni care o susțin pe mama și îi susțin talentul și știam că e talentată, dar de data asta e un mare lucru să văd câtă validare există și din partea comunității de adevărați profesioniști în epigramă. Și frumos! De tine vorba, măi, poate că îmi poate ai văzut ea. Cine e? Păi, de ea foarte mult de rău. E frumoasă. Păi ce? E frumoasă și frumoasă. Eu am făcut trafaliu 8 ori de gama. Și ce mai vreau să spun este că, da, această carte se numește Văduva Veselă, dar ce sper eu să încununeze acum este finalizarea unei perioade de doliu și de văduvie și asta se însemne cartea. Acolo să rămână lucrurile din trecut și viitorul să fie mai puțin despre văduva vesele, ci doar despre veselie.